Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la Gala Premiilor de Excelență ale Agenției de Guvernare Electronică, care se desfășoară în premieră în această seară. Salutăm prezența în sală a reprezentanților guvernului, a instituțiilor publice și private, precum și a colegilor din cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Alături de noi sunt partenerii noștri Digital Park, Vinăria Purcari și Media Show. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și împărtășim împreună bucuria aniversării primului deceniu de la fondarea instituției responsabilă de modernizarea electronică a guvernării. În această gală încheie suita celor 10 săptămâni de campanie de informare în care am lansat servicii noi și am informat publicul despre cele mai noi aplicații, portaluri, module și servicii create de Agenția de Guvernare Electronică și puse la dispoziția tuturor cetățenilor. În acest moment, vreau să-l invit la microfon pe unul dintre pilonii care au stat la baza fondării instituției responsabile de e-guvernare, actualmente director al Agenției de Guvernare Electronică, domnul Iurie Țurcanu. Onorat public, stimați invitați, dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând țin să vă mulțumesc în numele întregii echipe, dar și al meu personal, pentru că ați dat curs invitației și sunteți astăzi prezenți alături de noi la acest eveniment frumos, aniversar, Gala Premiilor de Excelență ale Agenției de Guvernare Electronică. Este o premieră pentru e-guvernare să ofere premii de excelență, dar suntem ferm convinși că avem și motive întemeiate ca să oferim trofee, dar avem și oameni demni care să fie decernați cu ocazia aniversării celei de-a 10 ani de la fondarea instituției responsabile de guvernare electronică Republica Moldova. Acum 10 ani, Guvernul a inițiat procesul de e-transformare și a înființat Centrul de Guvernare Electronică, instituție responsabilă de îmbunătățirea actului de guvernare prin aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații. Anul 2010 a fost punctul de pornire pentru o echipă de oameni entuziaști și foarte determinat să producă schimbare, care, așa cum s-a demonstrat ulterior, a reușit să genereze transformări substanțiale, fundamentale, în modul în care administrația, cetățenii, mediul economic operează și interacționează între ei. Ne-au unit aspirațiile noastre de a fi în rând cu lumea digitală și de a implementa cele mai moderne soluții pentru administrația publică și, în primul rând, a oferi acces liber la serviciile publice online pentru toți, servicii accesibile oricând și de oriunde. În această aventură electronică am fost susținuți de guvern, de parteneri internaționali și locali, de experți, de specialiști de forță, care fiecare au contribuit continuu la dezvoltarea instituției noastre și cu care am setat exigențe înalte și standarde înalte în ceea ce înseamnă dezvoltarea serviciilor și platformelor electronice. Acest fapt ne-a îndemnat și ne-a dat un imbold să continuăm și să fim tot mai buni. La început a trebuit să identificăm un model de dezvoltare pentru acest sector, unul sustenabil și durabil. Să creăm infrastructuri și instrumente bune pe care să clădim întreg sistemul informațional prin care să generăm eficiență. În acest sens au fost studiate și adaptate cele mai bune practici din lume în domeniul e-guvernării și astăzi
la 10 ani distanță, avem propriul sistem autentic pe care și mai multe alte state pot să-l ia ca exemplu. Iar specialiștii noștri sunt invitați și mult așteptați la diferite evenimente și conferințe și ateliere internaționale pentru a oferi consultanță, expertiză în domeniul creierii și gestionării soluțiilor tehnologice în administrația publică. La cei 10 ani de guvernare electronică, Republica Moldova se bucură de o gamă largă de servicii digitale avansate și de utilizare masivă a tehnologiilor moderne în diverse domenii de prestare serviciilor. Aș vrea să menționez astăzi acele servicii și platforme digitale de bază care au fost implementate primele și care și-au demonstrat utilitatea și eficiența în timp, adună milioane de accesări și continuă să aducă beneficii substanțiale atât statului cât și cetățenilor. Printre acestea pot fi menționate serviciile de top M-Pass, M-Sign, M-Pay, M-Cloud, M-Connect, portalul guvernamental de date, portalul guvernamental al serviciilor publice și multe altele care le perfecționăm continuu cu specialiștii noștri și pe care le adaptăm la doleanțele și exigențele utilizatorilor noștri, dar și în aliniere cu progresul tehnologic. Unele dintre aceste servicii ne-au adus și premii valoroase, oferite de către prestigioase organizații internaționale de profil și ne-au plasat în topul statelor cu sistem de guvernare avansat. Printre acestea pot fi menționate premiul pentru cel mai bun proiect guvernamental mobil, oferit de GSMA în anul 2013 pentru implementarea semnăturii mobile. Premiul pentru cea mai bună implementare a unui cloud guvernamental în Europa de Est, decernat de o asociație de companii tehnologice de profil în 2014. Apreciere pentru contribuție substanțială în inițiativa globală a datelor deschise, oferit în anul 2014 de către Transparency International și Parteneriatul Guvernelor Deschise. Apreciere pentru cel mai înalt indice de deschidere a datelor despre companii, Open Company Data Index, în care astăzi Republica Moldova ocupă locul 1, partajându-l cu Marea Britanie. Avem fermă convingere că printre succesele noastre se numără și dezvoltarea unor parteneriate durabile și sigure cu organizații care sunt interesate plenar în transformare, modernizare, automatizare și eficientizare proceselor guvernamentale. Mă refer aici la multiplele memorandumuri semnate, acorduri încheiate, colaborări fructuoase cu parteneri publici și locali, din țară și de peste hotare, care în esență au devenit prietenii noștri și ai ei guvernării. Stimați colegi, anul 2020 este un an de referință pentru agenția noastră. Ne-am propus către acest an să avem o gamă largă de servicii publice digitizate și regândite. Și în acest deziderat, în mare parte, a fost îndeplinit. În acest an am reușit să desfășurăm și o campanie amplă de informare, prin intermediul căreia am lansat o serie de noi servicii și platforme pe care le-am adus la cunoștință publicului larg și despre care am instruit publicul larg, am oferit acel ghidaj prin intermediul transmisiunilor noastre săptămânale live cu Agenția de Guvernare Electronică. Printre aceste noutăți putem menționa portalul guvernamental al cetățeanului, un instrument inedit și absolut util cetățenilor în era digitală. Serviciul Empower, Registrul Puternicerilor de Reprezentare, un sistem care va aduce reale valori și foloase utilitate, mai ales moldovenilor din diaspora. Serviciul M-Notify, care reprezintă o excelentă modalitate de continuare a dialogului, a comunicării dintre stat și cetățean. S-au pus bazele portalului antreprenorului, un instrument eficient de dirijare a afacerilor, precum și a platformei guvernamentale de instruire la distanță.
Tot în acest an s-au creat și premisele necesare pentru instituirea și lansarea a centrelor universale de prestări servicii, care de asemenea reprezintă un pas important către o mai bună apropiere a serviciilor către oameni. Aceste acțiuni fac parte din proiectul de modernizare a serviciilor publice, implementat de Guvernul Republicii Moldova și susținută de Banca Mondială, proiect care are drept obiectiv regândirea fundamentală și remodelarea radicală a proceselor cu scopul de a produce schimbări majore în indicatorii principali de performanță, cum ar fi costul, calitatea și rapiditatea prestării serviciilor. Stimați oaspeți, îmi permit să folosesc această ocazie și să aduc mulțumiri acelor conducători de care instituția noastră a avut parte pe parcursul acestor ani. Doamnei Stella Mocan, prima directoare a Centrului de Guvernare Electronică, care a dus pe umerii ei tot greul primelor pași în e-guvernare, dar și domnului Eugeniu Ursu, ambii specialiști valoroși, pentru care performanța și exigența au fost indicatorii de bază și pe care încercăm și de răsputeri să-i menținem și noi și până în prezent. Vă mulțumesc mult și vă asigur de toată aprecierea și recunoștința mea pentru tot ceea ce am reușit să făurim împreună pe segmentul de guvernare electronică în Republica Moldova. Totodată, folosesc acest prilej, 10 ani de la înființarea instituției, și îmi face o deosebită plăcere să adresez sincere felicitări tuturor celor prezenți, dar în primul rând echipei Agenției de Guvernare Electronică, colegilor mei de azi și de ieri, acelor cu care împărtășim aceleași aspirații, privim în aceeași direcție, avem același scop, să livrăm servicii electronice performante, să digitizăm guvernarea astfel încât cetățenii noștri să aibă parte de servicii calitative, operative, transparente. Dragi colegi, aveți tot respectul și susținerea mea. Voi sunteți forța procesului și progresului electronic în Guvernul Republicii Moldova și sunteți principala resursă a e-guvernării. Sunt mândru de această echipă și sunt foarte privilegiat să mă aflu în fruntea Agenției de Guvernare Electronică. Eu vă doresc multă, multă sănătate, energie creatoare, forță, prosperitate, succes frumoase în activitate și multe bucurii trăite alături de familii și prieteni. La mulți ani, Agenției de Guvernare Electronică, la mulți ani tuturor! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Țurcanu, pentru acest mesaj de felicitare și pentru acest discurs plin de apreciere față de colegii noștri. Vă invităm să luați loc în sală. Onorat public, cine dacă nu specialiștii EGOV cunosc cel mai bine cum și unde să aplice tehnologia pentru a reduce distanța, pentru a reduce costul, efortul, timpul și pentru a fi aproape în momentul potrivit. În aceste momente, o bună parte a echipei Agenției de Guvernare Electronică este alături de noi, doar că prin conexiune online vom încerca să luăm legătura cu ei. Haideți să vedem dacă ei sunt gata să ne salute. Bună seara, dragi colegi! Bună seara! Bună seara! Vă salutăm! Mă simt onorată să vorbesc din numele colegilor prezenți online la acest eveniment frumos, pentru că împreună aplicăm toată responsabilitatea și angajamentul nostru în munca de echipă. Bogăție de aptitudini pe care am adunat-o zi de zi împreună în perioada acestor 10 ani de activitate este vizibilă astăzi prin rezultate remarcabile ale proiectelor de transformare digitală și modernizare a serviciilor publice. Felicitări, dragi colegi de echipă și parteneri promotori ai e-guvernării, pentru că am reușit împreună să pliem serviciile pe necesitatea și comoditatea cetățenilor și să le aducem pe cele mai importante la un click distanță. Fie ca anul nou să ne aducă sănătate tuturor
și noi puteri pentru a dărui devotament în scopurile nobile pe care ni le propunem. La mulți ani! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult colegii noastre Svetlana Macrinici, care tocmai ne-a salutat în numele întregii echipe și vă îndemnăm, dragi colegi, să rămâneți în continuare alături de noi până la finele galei noastre. Doamnelor și domnilor, în acest moment vreau să vă rog să fiți atenți la ecran pentru ceea ce urmează să vă prezentăm. Vrem să supunem atenției dumneavoastră o scurtă secvență video despre drumul lung și sinuos al guvernării electronice. O poveste de succes. Atenție la ecran! În 2010, Republica Moldova a pășit pe calea transformării digitale și a lansat procesul de modernizare tehnologică a guvernării. Din acel moment și-a asumat un obiectiv foarte clar și ambițios. Până în 2020, toate serviciile publice le vei putea accesa online, oricând și oriunde, prin internet, telefonia mobilă sau chioșcuri interactive, fără cozi, fără așteptare, fără costuri în plus. Povestea electronică a guvernării începe odată cu înființarea la 18 august 2010 a Centrului de Guvernare Electronică, care și-a propus accesul cât mai larg al populației la serviciile publice electronice. Și acele probleme pe care le avem noi astăzi în fața ghișeilor vor descrește și vor fi eliminate odată cu lansarea acestui serviciu în toamna acestui an. Următorii ani au fost plini de provocări, dar și de reușite pentru sistemul de e-guvernare în Republica Moldova. Pentru prima dată, cetățenii au început să beneficieze de servicii electronice și să perceapă beneficiile acestora. Lucrul este un lucru foarte bun. Vreau să zic, cu electronica asta ușurează și timpul nostru și timpul lor. Că sunt oameni în vârstă care pe vremea lor, când au fost tinerii, electronic nu au avut. Dar acum noi progresăm, mergem înainte și asta e un lucru foarte bun. Lansarea unor platforme digitale precum MPay, ECNAM, MPAS, e-achiziții, e-cazier, e-stare civilă, e-declarație au revoluționat sistemul de prestare a serviciilor publice, au adus cetățenii tot mai aproape de stat și Moldova mai aproape de țările cu sisteme de guvernare avansate. În 2015, guvernarea electronică împlinește 5 ani și este demnă de rezultate remarcabile. În acest răstimp, în agenda publică, au fost incluse cele mai revoluționare tehnologii puse la dispoziția guvernului, mediului de afaceri și cetățenilor. Este perioada definitorie în care s-a creat infrastructura și toate instrumentele necesare pentru a livra online servicii publice de calitate. În următorii ani, procesul de e-transformare, reinginerie și digitizare a serviciilor publice electronice a continuat să se dezvolte cu pași rapizi. La 8 mai 2018, denumirea instituției publice Centrul de Guvernare Electronică a fost schimbată în instituția publică Agenția de Guvernare Electronică. În același an apar proiecte digitale noi, care au generat pași concreți spre îmbunătățirea performanței guvernării. Evenimentul de azi este platforma M-Connect. Eu niciodată nu mă rușinez să spun că aceasta este ingredientul principal în agenda de reformă a serviciilor, de modernizare, de fapt, a serviciilor publice. Anul 2019 este unul de referință în care specialiștii AGE sunt incluși în top 100 cei mai influenți oameni din lume în domeniul guvernării digitale. 2020 este un an aniversar pentru Agenția de Guvernare Electronică. Se împlinesc 10 ani de la înființarea procesului de transformare electronică a guvernării în Republica Moldova. În acest an, întreaga lume a conștientizat că serviciile electronice nu mai sunt o tendință sau o alegere, dar sunt o necesitate, un imperativ al erei electronice. 10 ani când am început activitatea, nu știam de fapt în ce aventură ne implicăm toți. Avem o echipă foarte competentă, însă și provocările erau de măsură. Nu aveam prea multe infrastructuri, cum le numim noi, digitale, pe care să le punem în funcțiune. A trebuit să le creăm aceste platforme de semnături electronice, de plăți electronice, de schimb de date, care astăzi ne ușurează foarte mult aplicarea serviciilor. Aveam foarte puține servicii, de fapt, unde cetățeanul putea să beneficieze de anumite tehnologii. Mai mult fiscale și mai mult obligate de către stat. Astăzi avem peste 170 de servicii electronice, ceea ce înseamnă că
într-o 170 de cazuri, deja oamenii nu neapărat să meargă la ghișeu, să stea în rând, să pierdă timp, nervi, bani și orice alte lucruri. La cei 10 ani am reușit să lansăm proiecte noi, să facem o retrospectivă a ceea ce am realizat și să ne trasăm obiective noi și planuri promițătoare. Povestea noastră electronică continuă. Povestea noastră electronică va continua, iar noi vă amintim că suntem la gala premiilor de excelență ale Agenției de Guvernare Electronică și continuăm să oferim cuvânt reprezentantului Guvernului Republicii Moldova, domnului Adrian Iermurache, secretar adjunct al Guvernului. Domnule Iermurache. De fapt, o să țin eu acest cuvânt de salut, dar cu mare regret prim-ministrul nu poate să asiste astăzi, de aceea cuvântul de salut va fi de fapt din partea prim-ministrului. O să-mi permit să-i dau citire la prima persoană, este mesajul direct al prim-ministrului și încă o dată vreau să vă spun că regretă enorm că nu poate fi la evenimentul de astăzi. Stimate domnule director, stimați invitați, doamnelor și domnilor, îmi face deosebită plăcere să vă felicit cordial cu ocazia marcării celor 10 ani de guvernare electronică în Republica Moldova. Țin să menționez că este meritul dumneavoastră, al tuturor celor care ați pus umărul și v-ați implicat cu entuziasm în proiectul de transformare digitală a guvernării și ați făcut ca acest domeniu să prospere și să ne aducă rezultate vizibile. Infrastructură digitală, servicii publice electronice de calitate, guvernare transparentă și participativă. Sunt convins că exprim opinia majorității reprezentanților autorităților publice și voi afirma că transformările digitale a guvernării, care s-au produs pe parcursul celor 10 ani, au creat noi oportunități și au adus schimbări în bine în toate sectoarele, fie social, economic, financiar, educațional sau oricare alt domeniu. Aplicarea tehnologiei a simplificat substanțial prestarea serviciilor publice în interesul beneficiarilor, a optimizat munca prestatorilor de servicii publice, iar pe de altă parte ne-a determinat să ne perfecționăm cu toții competențele digitale și să ne adaptăm din ce în ce mai mult tendințelor tehnologice actuale, să le utilizăm masiv în actul guvernării, acolo unde ele aduc beneficii oamenilor. Guvernul Republicii Moldova promovează sistematic digitizarea serviciilor publice și acordă o atenție sporită creierii infrastructurii informaționale pentru a simplifica accesul, a elimina corupția și birocrația, a încuraja democrația participativă și a spori transparența în procesul decizional. De asemenea, preocuparea noastră pentru implementarea e-guvernării este strâns legată de beneficiile pe care aceasta le aduce și anume reducerea costurilor administrației, impulsionarea creșterii economice, creșterea productivității muncii, dar și scăderea evaziunii fiscale. Este cazul să menționez aici că Agenția de Guvernare Electronică este acea entitate guvernamentală care coordonează toate eforturile de implementare a agendei digitale în Republica Moldova, având viziune clară, obiective îndrăznețe și o echipă bine consolidată, alături de care Republica Moldova a reușit să atingă succese în realizarea inițiativelor digitale, inclusiv pe dimensiunea ajustării cadrului normativ, care să asigure flexibilitatea în aplicarea tehnologiilor în administrația publică. Este ocazia potrivită astăzi să menționez despre proiectele care au reușit să determine progrese, printre acestea se numără facturarea și evidența fiscală, procesarea operațiunilor medicale, automatizarea serviciilor publice și multe altele care servesc drept exemplu, inclusiv pentru alte țări din regiune. În prezent, Republica Moldova înregistrează o creștere dinamică în domeniul tehnologiilor informaționale și în dezvoltarea softurilor. Avem rețele informaționale avansate, specialiști bine pregătiți și recunoscuți la noi în țară, dar și în afară. Avem parcuri IT și creăm condiții avantajoase pentru dezvoltarea afacerilor și a investițiilor și aceasta se datorează eforturilor comune și bune colaborări între instituțiile guvernamentale, Agenția de Guvernare Electronică, experți în domeniu, parteneri de dezvoltare, organizații non-guvernamentale, mediul de afaceri, asociații cetățenești și alte instituții publice și private care promovează tehnologia și inovația. Vă asigur și în continuare de toată susținerea mea personală, dar și a guvernului pe care îl reprezint și sunt ferm convins că e-transformarea rămâne în continuare pe agenda priorităților noastre ca un obiectiv strategic de o importanță națională, menit să perfecționeze continuu administrarea publică până la cele mai înalte standarde și în concordanță cu necesitățile și așteptările cetățenilor.
Profitând de această ocazie, în numele Guvernului și al meu personal, vă felicit cu ocazia aniversării instituției, aduc sincere felicitări și urări de bine conducerea Agenției de Guvernare Electronică și întregii echipe de profesioniști. Vă doresc multă sănătate, bunăstare, proiecte digitale noi pentru țară, succese remarcabile în plan profesional și personal și un tradițional la mulți ani. Cu respect, prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu. Și în continuare, dacă îmi permiteți, deja din numele tot al lui Ion Chicu și a prim-ministrului Republicii Moldova, o să înmânez diplomele cu ocazia celei de 10 ani pe care se aniversează evenimentul de astăzi, pentru cei mai meritoși angajați ai Agenției de Guvernare Electronică și care au contribuit foarte mult la schimbarea Agenției de Guvernare Electronică în Republica Moldova. Vă mulțumesc și o să rog să mă ajutați, colegi, să demânez aceste diplome. Vă mulțumim foarte mult. De asemenea, îi mulțumim domnului prim-ministru, precum și dumneavoastră, domnule Iermurachi. Și în acest moment anunțăm începerea ceremoniei oficiale de decernare a celor mai meritoși specialiști din cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Se conferă diplomă de onoare a Guvernului Republicii Moldova pentru aportul incontestabil la îmbunătățirea calității și performanței serviciilor publice electronice, precum și cu ocazia marcării celor 10 ani de e-guvernare în Republica Moldova, domnului Iurie Țurcanu, director al Agenției de Guvernare Electronică. Mulțumim foarte mult, vă rugăm să luați loc în sală. Se conferă diplomă de onoare a Guvernului Republicii Moldova domnului Vlad Manoil, șef al Direcției Servicii și Platforme, Agenția de Guvernare Electronică. Se conferă diplomă de onoare a Guvernului Republicii Moldova doamnei Cornelia A. Mihalachioaie, șefa Serviciului Planificare Strategică, Monitorizare și Evaluare. De onoare a Guvernului Republicii Moldova se conferă domnului Sergiu Bedros, șef al Direcției Automatizări și Integrări. Vă mulțumim! Diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova se conferă doamnei Olga Tumuruc, șefa Serviciului Schimb de Date și Interoperabilitate. Pentru a-și primi diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova, domnul Eduard Fricățel, șef al Direcției Juridice, Agenție de Guvernare Electronică. Dumitru Postu este invitat în scenă pentru a-și primi diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova. Dumitru Postu este manager proiecte Agenția de Guvernare Electronică. Diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova se conferă doamnei Elena Adam, specialist achiziții, Agenția de Guvernare Electronică. Vă mulțumim! Următoarea diplomă de onoare a Guvernului merge către Artur Reaboi, arhitect de sisteme informatice, Agenția de Guvernare Electronică. Următorul decernat este domnul Igor Bercu,
manager proiecte, Agenția de Guvernare Electronică. Domnul Bercu, colegul nostru, nu este astăzi prezent în sală, dar suntem siguri că ne urmărește online și neapărat vom transmite această distincție. Mai avem, domnule Irmurache, vă rugăm să vă rețineți că mai avem de conferit diplome în această seară. Diplomă de onoare a Guvernului Republicii Moldova se conferă doamnei Diana Zaharia, șefa Direcției Management Instituțional din... Mulțumim foarte mult, doamna Zaharia. Cu siguranță aveți un discurs de mulțumire în numele întregii echipe. Mulțumim foarte mult! Da, așa este. Mulțumesc foarte mult. Să știți că probabil astăzi am cele mai mari emoții, trăiesc cele mai frumoase clipe profesionale din ultimii 20 de ani de când mi-am început cariera. Onorat public, dragi colegi, în numele membrilor echipei Agenției de Guvernare Electronică și din numele tuturor celor care au fost premiați astăzi cu diplome din partea Guvernului Republicii Moldova, vreau să aduc un mesaj de gratitudine atât primului ministru, domnul Ion Chicu, domnului secretar general adjunct, domnul Adrian Iermurache, dar și, bineînțeles, distinșilor conducători ai Agenției de Guvernare Electronică, domnului director Iurie Țurcanu și domnului director adjunct, domnului Gheorghe Ursoi. Sunt, cum ziceam mai devreme, onorată să primesc această distincție astăzi, din mai multe considerente, dar cel de bază fiind pentru faptul că am ajuns în lista acelor colegi care muncesc la Agenția de Guvernare Electronică timp de 10 ani, eu fiind mai novice. Munca noastră și rezultatele pozitive sunt obținute prin eforturi masive, prin multă dedicație și prin foarte mult profesionalism. Și ele sunt exemplificate astăzi prin acele servicii publice, multe din ele electronice, care cetățenii le accesează astăzi la un clic distanță. Pentru toate aceste rezultate ne mândrim și avem promisiunea că vom continua cu aceeași dedicație, cu aceeași transparență și cu aceeași ardoare de a aduce schimbări în instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Cu siguranță susținerea pe care o avem în mod special în ultima perioadă din partea Guvernului și susținerea personală, aici mă refer la monitorizarea personală a domnului prim-ministru Ion Chicu, a proiectului, un proiect de altfel foarte dificil, modernizarea serviciilor guvernamentale. Această susținere ne convinge și ne încurajează să excelăm în domeniul guvernării digitale și să ne continuăm misiunea de a transforma serviciile publice ca fiind mai calitative, mai eficiente și mai accesibile pentru cetățeni. De asemenea, aș vrea să remarc că este o provocare adevărată să construiești o echipă, dar este un talent profesional și o calitate de gestiune a resurselor umane absolut excepțională ca să menții această echipă. La ziua de astăzi, pentru cei care nu ne urmăresc și nu cunosc, Agenția de Guvernare Electronică timp de 10 ani și-a menținut nucleul persoanelor care au fost angajate în 2010 și este un lucru de care ne mândrim foarte mult și le mulțumim colegilor pentru această dedicație și prezența în continuare în echipa noastră. Dar, cum ziceam mai devreme, este dificil să menții această resursă umană foarte importantă și, bineînțeles, este meritul conducătorilor pe care i-a avut peste ani Agenția de Guvernare Electronică, doamna Stella Mocanu, domnul Iurie Țurcanu cu două mandate, domnul Eugeniu Ursu. Pentru acest fapt vă mulțumim foarte mult. Sinergia
de gestiune la nivel instituțional pe care o avem astăzi dintre domnul Iurie Țurcanu, director general, și domnul Gheorghe Ursoi, director adjunct, ne fac și ne conving că misiunea noastră în cadrul agenției este o misiune importantă și că împreună, într-adevăr, suntem o echipă. Vă mulțumim pentru faptul că ne ghidați profesional, transparent și corect. Să știți că chiar dacă astăzi această diplomă are înscris un singur nume, lista fiind de 10, în spatele acestor diplome stau echipe de oameni profesioniști, echipe de oameni în care poți avea încredere. Și chiar dacă această diplomă astăzi, cum ziceam mai devreme, este cu o dedicație personală, eu aș vrea să mulțumesc întregilor echipe mai mici sau mai mari în cadrul Agenției de Guvernare Electronică, mă refer aici și echipa de dezvoltatori, și cea de juriști, și echipa contabilitate, și echipa administrativă în general, pentru toată dedicația și întregul profesionalism de care ați dat dovadă mulți ani la rând. Vă mulțumim tuturor! Fiind în preajma sărbătorilor, aș vrea să vă doresc un an nou fericit, mult mai bun decât l-am avut pe cel în 2020. Un an în care să ne materializăm așteptările, dar în același timp să continuăm misiunea noastră de a face serviciile publice mai eficiente și mai accesibile și mai calitative pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamna Zaharia, pentru acest discurs în numele întregii noastre echipe. De asemenea, aducem încă o dată mulțumiri Guvernului pentru aceste distincții. Și de asemenea mulțumim partenerului nostru din această seară, Vinăria Purcari. În acest moment vreau să anunț că mai urmează o ceremonie de decernare, de această dată a premiilor de excelență ale Agenției de Guvernare Electronică, dar nu înainte de a-l invita în scenă pe directorul adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, domnul Gheorghe Ursoi. Domnule Ursoi, vă rugăm în scenă! Stimate domnule primar general, stimate domnule secretar general adjunct al Guvernului, stimați conducători ai instituțiilor publice cu care lucrăm zi de zi, dragi colegi, onorat public, este o onoare pentru mine să stau astăzi în fața domniilor voastre și să vă adresez tuturor un mesaj de felicitare cu ocazia celor 10 ani de când Guvernul Republicii Moldova s-a înscris în cursa de modernizare tehnologică și s-a antrenat într-un proces de e-guvernare ireversibil. Astăzi aniversăm un deceniu de la crearea instituției căreia i s-a încredințat, dar care și-a asumat regândirea și implementarea unui nou model de prestare a serviciilor bazat pe tehnologii și inovații. Această instituție a reușit să creeze un sistem modern de guvernare digitală, construit pe valori fundamentale cum sunt drepturile egale, democrație participativă, transparență, acces liber și egal la informație și la servicii publice de calitate. În acest sens, Agenția de Guvernare Electronică a devenit promotorul principal al e-guvernării și al inițiativelor de transformare sectorială, funcționând ca un catalizator al interacțiunii dintre guvern și cetățeni pe platforme și tehnologii inteligente, iar prin intermediul acestora, cetățenii noștri au la dispoziție mijloace tehnologice avansate pentru a-și exercita drepturile civile. Aceste realizări au fost posibile datorită susținerii permanente din partea Guvernului Republicii Moldova, a instituțiilor publice prestatoare de servicii cu care lucrăm cot la cot zi de zi, a partenerilor și experților naționali și internaționali cu care pe parcursul acestor 10 ani am construit o relație de colaborare fructuoasă. Țin să menționez faptul că Agenția de Guvernare Electronică
a avut și are în continuare privilegiul de a fi susținută de partenerii externi, care ne-au ajutat să progresăm, să punem în aplicare proiectele noastre, să ne extindem echipa, să angajăm specialiști de forță și să-i motivăm și să livrăm rezultatele scontate. Parteneriatele noastre cu majoritatea instituțiilor guvernamentale, dar și cu cele din sectorul privat, ne-au ajutat să ne atingem scopul primordial, acela de a exclude la maxim impedimentele în a dezvolta și utiliza serviciile electronice și pentru a rezolva problemele pe care le simțeam cu toții și cetățenii în special în sectorul public, probleme de ineficiență, performanță scăzută, corupție sau lipsă de transparență. Evenimentul de astăzi ne oferă un bun prilej pentru a face o retrospectivă a activității Agenției de Guvernare Electronice, a trage concluzii și a trasa obiective noi și îndrăznețe, care să genereze rezultate în beneficiul public și în vederea creșterii nivelului de competitivitate a Republicii Moldova. Pe plan mondial, în prezent, instituția dispune de specialiști de calificare înaltă, angajați prin concurs, cum sunt arhitecții în sistemele informatice, dezvoltatori de software, programatori cu experiență, juriști și economiști valoroși, manageri de proiecte redutabili și capabili să creeze platforme și servicii electronice de orice dificultate și să dezvolte soluții tehnologice avansate. Angajații noștri lucrează cu responsabilitate la fiecare proiect și sunt pregătiți în permanență să răspundă solicitărilor privind utilizarea serviciilor electronice, ghidaj în navigarea pe platformele guvernamentale, să ofere consultanță în vederea automatizării proceselor interne de lucru și alte subiecte ce țin de transformarea digitală a țării noastre. Agenția de Guvernare Electronică s-a angajat într-un proces de reformă menit să îmbunătățească performanța activității administrației publice și modul de interacțiune acesteia cu cetățeanul. În acest scop, ne-am propus elaborarea unui cadru sistematic, structurat și integrat de gestionare a schimbărilor instituționale și funcționale ale prestatorilor de servicii și de sprijinirea procesului de modernizare a serviciilor publice în întreaga țară. Trei componente de bază pe care ne-am axat în procesul de suport în dezvoltarea instituțională a prestatorilor de servicii au fost dezvoltarea capabilităților instituționale a prestatorilor de servicii și identificarea ajustărilor necesare pentru implementarea eficientă a noului model de prestare a serviciilor, îmbunătățirea performanței instituționale în procesul de prestare a serviciilor și gestionarea eficientă a schimbărilor instituționale necesare în așa fel ca obiectivele de modernizare stabilite să poată fi atinse la nivelul cel mai înalt. În acest context, se poate afirma că acești 10 ani reprezintă doar punctul de cotitură spre o nouă treaptă de dezvoltare a e-guvernării în Republica Moldova. Este o premieră pentru Agenția de Guvernare Electronică să ofere premii de excelență în e-guvernare, dar este și o premieră pentru țara să fie decernați oamenii merituoși în domeniul guvernării electronice. Prin această inițiativă, ținem să ne exprimăm recunoștința și întreaga apreciere pentru cele mai productive colaborări care ne-au adus cu siguranță mai aproape de realizarea misiunii noastre. Sper foarte mult că această gală va deveni o tradiție frumoasă care va aduna în același loc toți promotorii e-guvernării în Republica Moldova. Vreau să închei acest discurs prin a aduce sincere felicitări tuturor colegilor mei din cadrul Agenției de Guvernare Electronică pentru distințiile pe care le-au primit din partea Guvernului. Le doresc să fie demni și mândri de aceste mențiuni, le urez multă sănătate, inspirație și dedicație în realizarea în continuare a misiunii Agenției de Guvernare Electronică. De asemenea, vreau să le mulțumesc foarte mult și tuturor colegilor care nu au putut să fie alături de noi datorită situației pandemice în care ne aflăm, să le urez mult succes și lor și împreună tuturor întregii echipe a Agenției de Guvernare Electronică. Vă mulțumim foarte mult pentru suportul și dedicația pe care o oferiți în fiecare zi la locul de muncă și mersi mult familiilor voastre care vă creează condițiile necesare ca să ne puteți oferi ceea ce aveți mai bun în activitatea agenției.
Mulțumim foarte mult tuturor, la mulți ani și felicitări Agenției de Guvernare Electronică. Vă mulțumim și noi, domnule Ursoi, și vă rugăm frumos să rămâneți în scenă pentru ceea ce urmează. În acest moment îl invităm în platou pe domnul Iurie Țurcanu, directorul Agenției de Guvernare Electronică, pentru ca împreună să dăm start ceremoniei festive de decernare a premiilor de excelență în premieră ale Agenției de Guvernare Electronică. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, în premieră cu ocazia celor 10 ani de guvernare electronică în Republica Moldova, se conferă premiul pentru excelență în susținerea și promovarea democrației digitale prin aplicarea inovațiilor tehnologice în guvernare, pentru aport incontestabil la implementarea agendei de e-transformare, pentru performanță în dezvoltarea și aplicarea soluțiilor electronice eficiente și contribuție substanțială la creșterea nivelului de digitizare a serviciilor publice, precum și cu ocazia marcării celor 10 ani de e-guvernare în Republica Moldova. Domnului Ion Chicu, prim-ministru al Republicii Moldova. Este invitat în scenă domnul Adrian Iermurachi, secretar general adjunct al Guvernului, pentru a primi premiul de excelență. Foarte mult. Următorul premiu de excelență este oferit doamnei Stella Mocan, prima directoare a Centrului de Guvernare Electronică. Din păcate, doamna Mocan nu este prezentă în această seară alături de noi, dar suntem convinși că dumneaei ne urmărește online și vom face tot posibilul ca acest trofeu să ajungă la doamna Mocan. Premiul de excelență al Agenției de Guvernare Electronică se acordă instituției publice Agenția Servicii Publice, prestator activ al serviciilor electronice. În scenă se invită directorul ASP, Vladislav Zara. Excelență merge acum către o instituție de top în ceea ce privește prestarea serviciilor publice electronice, Casa Națională de Asigurări Sociale. Este invitată în platou doamna Elena Țăbârnă, directoare CNAS. Foarte mult. În acest moment vom oferi cu drag premiul de excelență unui partener strategic important al e-guvernării, Biroului Băncii Mondiale în Republica Moldova. Stimați oaspeți, haideți să urmărim împreună mesajul doamnei Ana Ahalkatsi, director al Biroului Băncii Mondiale din Moldova. Atenție la ecran! Dear Governance Agency team, I am very honored to be invited to this event, which is a great culmination point of the campaign to celebrate 10 years since the start of digital transformation of Moldova. The fact that I can join this celebration today online is just one illustration of how important digital technologies are to keep people connected and enable access for all in these difficult times of pandemic we live in. A decade of the World Bank Group's collaboration with e-governance agency have been very fruitful and transformational, and I would like to congratulate Moldova with exceptional results achieved over this decade. Between 2011 and 16, as part of governance e-transformation project, Moldovan authorities, with the support of the World Bank Group, established the institutional architecture and strategic framework to guide Moldova's digital transformation. The e-governance center, as named at that time, took the lead on public sector digitization.
A number of platforms were created to enable more efficient, transparent and accountable government and provide citizen and business-centric e-services such as Public Services Portal, Open Government Data Portal, M-Cloud, M-Pay, M-Sign, M-Pass, M-Connect, to name just a few. Several additional platforms were launched just recently, Citizens Cabinet, M-Notify, and M-Power, which I hope many of us today are using in Moldova. Moldova is one of the pioneers in the region in terms of government e-transformation. Many countries are starting to think only now about the problems that Moldova tackled 10 years ago. This helped Moldova to gain tremendous experience and start sharing it with other countries. The secret of Moldova's success is in its agile approach to digital transformation. Learn from mistakes and move very fast. So fast as to become a leader in Southeast Europe and, in fact, globally. As you may know, Moldova is on the very top of the countries in terms of the open corporate data ranking. It is very encouraging that in this particular ranking, Moldova shares its leading position with such neighbors as the UK. This is due to the effort which Moldovan authorities put in opening government data. Another example of Moldova's global leadership role is that we are among the first countries in the world to implement the mobile ID. To further support government's efforts, we are implementing a follow-up project, Modernization of Government Services, which was launched in 2018. Based on the enablers developed under the previous project, we are currently focusing on the most interesting part, modernization of services for businesses and citizens. More than 80 services are currently in the process of modernization. This includes social assistance services, business registration, civil status documentation, and many others. Several additional governmental platforms will be further developed very soon, such as Entrepreneurs Cabinet, e-archiving, e-local public authorities, and bringing MPay to the next level. Implementation of these solutions and services modernization will mean less queues, quicker service delivery, more transparency, less corruption, and stronger resilience to future shocks. Our past investments in digital transformation paid back 100 times during COVID-19 lockdown, when many citizens and businesses were able to continue to access critical public services online thanks to e-government capabilities. Congratulations again to e-governance agency team and to my own World Bank team for fantastic collaboration and great achievements. This prize is totally theirs, and I'm glad and honored to represent them all here today. As we say in Moldova, la mai mult și la mai mare, și sărbători fericit de iarna la toți moldoveni. Mulțumim! Aducem sincere mulțumiri Băncii Mondiale pentru sprijinul acordat constant și pentru acest mesaj de felicitare plin de căldură și anunțăm că următorul premiu de excelență va merge către Cancelarea de Stat a Republicii Moldova, fondator al Agenției de Guvernare Electronică. Este invitat reprezentantul Cancelarei de Stat, domnul Adrian Iermurachi. Următorul trofeu se îndreaptă către Instituția Publică Serviciul Tehnologiei Informației și Securitatea Cibernetică, partener sigur în dezvoltarea e-guvernării. Este invitat domnul Serghei Popovici, director STISC. Universitatea Tehnică a Moldovei, partener activ din mediul academic, este decernată în această seară în cadrul galei Premiului de Excelență. Dumitru Ciorbă, decan al Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Thank you.
foarte mult Universității Tehnice a Moldovei pentru colaborare frumoasă. Dacă aveți un mesaj de felicitare, cu drag. Cu mare drag, vă sunt ceritare pentru că vă rețin aceste clipe, dar atunci când particip la astfel de evenimente, mereu vrei să fii cât mai mult la acest succes. Stimați oaspeți, sunt onorat să reprezint Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind delegat de rectorul acestei instituții, Viorel Bostan. La acest eveniment deosebit, 10 ani de activitate a unei agenții cu un impact major asupra transformărilor digitale a societății noastre. Transformări care trebuie să facă această societate mai sigură și mai pregătită către noile încercări, către încercările noilor timpuri. Mi-amintesc personal de începuturile acestei agenții, care își trasase niște obiective pe atunci atât de neverosibile, dar și la fel de necesare societății noastre. Iar obiectivul cel mai important pe care îl avea această agenție și acea echipă era să facă ca întreaga comunitate să creadă în succesul acelor transformări și să-i facă parteneri activi în obiectivele propuse. Eu mă bucur că Universitatea Tehnică a Moldovei este văzută și apreciată ca un partener activ în aceste transformări și vin să vă mulțumesc din partea administrației și întregului colectiv a Universității Tehnice a Moldovei și în special a Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică și să vă felicit cu toate realizările care le aveți și care încă urmează. La mulți ani! Vă mulțumim și vă rugăm să luați loc în sală. Vom oferi următorul trofeu Primăriei Municipiului Chișinău, implementator activ al serviciilor publice electronice la nivel local. Este invitat în scenă pentru a primi trofeul domnul Ion Ceban, primarul general al Municipiului Chișinău. La microfon, domnule primar general. Mersi mult. Eu o iau ca și credit. Îl iau ca și credit acest premiu, pentru că, de fapt, știu că este foarte mult de muncit și suntem mult prea departe de ceea ce ar fi bine să fim astăzi. Privind ceea ce se întâmplă în regiune sau la nivel internațional, în capitale similare, și îmi pare rău că încă avem o cale foarte mare de parcurs pentru a corespunde. Și asta este adevărat. Și trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu mă bucur că noi în acest an am pus bazele la foarte multe procese. Dar iarăși, cum am zis, pentru a înlătura corupția, care spre mare regret presupun eu că există, nu am prins pe cineva exact de mână, dar știu cum au funcționat unele procese. Deci digitalizarea este una fundamentală a serviciilor. Ține și de transparență, ține de prestarea calitativă a serviciilor pe care, mai ales în COVID, trebuia să le orientăm către cetățeni. Eu foarte mult îmi doresc ca astăzi, și de asta am tot tărăgânat acest regulament, de exemplu cu privire la oferta de compensații pentru perioada rece anului, să eliminăm omul din procesul de depunere, de semnare, de îmblare prin cabinete. Și e un lucru anevoios, dar este un lucru absolut necesar pe care trebuie să-l facem și eu mă bucur că putem să facem multe lucruri împreună, pentru că avem proiecte frumoase cu EGOV, avem proiecte cu alte instituții guvernamentale sau agenții și subdiviziuni. Avem câteva proiecte frumoase lansate în ceea ce ține de educație și eu cred că inovative, cum ar fi educație online, care are milioane de vizualizări astăzi cu peste aproximativ 5.000 de lecții digitale, sarcini interactive și multe alte lucruri pe care probabil că nu le-am fi făcut dacă n-ar fi fost această pandemie și nu ne-am fi orientat în acest sens. Monitorizăm pacienții la domiciliu, ceea ce era de necrezut în luna aprilie. Simțeam că o să fie imposibil să depunem tot efortul pentru medicii de familie care îi avem ca să reușească să monitorizeze această cifră de bolnavi.
Și nu trebuie să ne fie frică, trebuie să avem curajul, trebuie să avem voință cu toată lumea împreună și să muncim. Avem foarte mult de muncit, eu vreau să vă felicit cu acești 10 ani extraordinari și mulți înainte, toți în beneficiu cetățeanului. Cât mai eficienți vom fi noi cu toții, cu atât mai bine va trăi cetățeanul de rând. Ora asta ne dorim fiecare. Sănătate multă, la mulți ani, sărbători fericite! Vă mulțumim foarte mult, domnule primar general, și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această seară alături de noi. În rândurile partenerilor noștri activi din mediul de afaceri, vom oferi premiul de excelență în această seară companiei Q-Systems. Mesaj de felicitare este oferit domnului Andrei Aidov, director Q-Systems. Mulțumesc mult, felicitări cu ocazia ziua de naștere e-guvernare. Noi suntem o companie străină. On behalf of our board and especially my personal Mr. Neil Blackwood, I would like to say congratulations and we are proud to collaborate with the best governments in the world. Но от меня лично, от лица бизнеса, я очень рад, горд тем, что мы нашли команду, очень крутую команду здесь в лице агентства e-guvernare. Мы достигли кое-каких результатов, и надеюсь, они будут совместно еще лучше в будущем. Но за это время я понял и ощутил на себе одну вещь, что я вижу в этой команде правительство будущего Молдовы. По одному простому признаку. Когда я думаю о них, мне налоги платить даже приятно. Success! All the best! И еще долгих лет. Vă mulțumim. Și nu în ultimul rând, un premiu de excelență merge către domnul Victor Guzun, promotor activ al e-guvernării și un bun prieten al Agenției de Guvernare Electronică. Domnul Victor Guzun, ex-ambasador al Republicii Moldova în Estonia, este un pasionat de tehnologie și avem certitudinea că va reuși cu succes să intre în acest moment în legătură cu noi. Bună seara, domnule Guzun! Bună seara, nu știu dacă mă auziți bine, vă salut de aici din Estonia, de unde avem doar servicii online, practic nu mai avem servicii în format obișnuit. Sunt onorat, dar și enorm responsabilizat să particip la acest eveniment aniversal al Agenției de Guvernare Electronică. Importanța și complexitatea activității dumneavoastră agenției este una enormă, pentru că dumneavoastră, de fapt, nu doar digitizați servicii, nu le transformați din format de hârtie în format electronic, dumneavoastră de 10 ani, de fapt, schimbați procesul de guvernare per general, iar în unele domenii chiar dumneavoastră îl revoluționați, îmi permit să spun acest lucru. Și vorbesc din perspectiva unei persoane care acum 10 ani, atunci când dumneavoastră ați început activitatea, iar eu, misiunea mea diplomatică în Tallinn aici, nu foloseam niciun serviciu de guvernare electronică și astăzi folosesc exclusiv acest tip de servicii. Și diferența dintre aceste două tipuri de servicii este simplu imensă. Vreau să menționez cooperarea exemplară care a avut loc pe parcursul acestor 10 ani dintre Estonia și Republica Moldova în domeniul guvernării electronice. S-a vorbit despre pandemia curentă pentru că, de fapt, multe țări vedeau sau spuneau că tot ce înseamnă digital și e-gov era considerat de multe țări drept ceva suplimentar într-un fel procesului de guvernare. Dar uitați-vă că această pandemie a demonstrat că unul din puținele lucruri care funcționează foarte bine și, de fapt, conferința noastră de astăzi și evenimentul noastră de astăzi demonstrează acest lucru, că tot ce este bazat pe bază de e-gov și internet funcționează chiar foarte bine. Și este foarte important că această problemă, această pandemie, de fapt, să o folosim ca un catalizator al înțelegerii faptului că serviciile de guvernare electronică sunt foarte eficiente, sunt econome, sunt foarte ușor de utilizat, sunt sigure, simplifică enorm viața cetățenilor, antreprenorilor, funcționarilor publici, orașelor, statelor, satelor și întregii societăți.
Și este evident că implementarea soluțiilor de guvernare electronică nu mai este, de fapt, ceva ce nu se va întâmpla. Este inevitabil că oricare stat care va dori sau care dorește să fie un stat dezvoltat va trebui să implementeze aceste soluții. Ce vă doresc eu în acești 10 ani aniversar? Eu vă doresc să aveți o parte de cât mai multă încredere în serviciile dumneavoastră și utilizarea celor aproximativ 200 de servicii pe care le-ați dezvoltat în acești 10 ani, să oferiți, să aveți posibilitatea să oferiți cât mai multe mecanisme de autentificare electronică asigurată tuturor cetățenilor Republicii Moldova, fără excepții, să existe cât mai multe soluții noi care sunt dezvoltate după acest principiu de jos în sus, de fapt beneficiarii finali să fie cei care participă la formarea lor, să aveți cât mai multe programe de educație digitală, spunea domnul primar, de acele deja mii de lecții care sunt, de fapt demonstrează că educația online poate, într-un fel sau altul, substitui în caz de necesitate educația obișnuită, să aveți o implementare plenară a celui principiu de once only, că cetățenii să nu mai vină de 10 ori să dea același set de informații la instituții, să fie soluțiile cât mai simple de utilizate, intuitive și, în cel mai important, să aveți parte de suport, voință și liderism politic, pentru că asta este foarte important. Vă mulțumesc enorm încă o dată pentru o cooperare excelentă în cei 10 ani. Felicit echipa dumneavoastră, care și eu o consider una exemplară și una cu care am cooperat ultimii 10 ani perfect. Vă doresc multă, multă sănătate, este foarte importantă în aceste zile, să aveți parte de multe succese și cel mai important, suntem în preajma sărbătorilor, sărbători fericite dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule Guzun, pentru prezența dumneavoastră online la evenimentul nostru de astăzi. Vom face tot posibilul ca acest premiu de excelență să ajungă la dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ceremonia festivă de decernare a premiilor de excelență ale Agenției de Guvernare Electronică și în acest moment dorim să oferim cuvânt de încheiere domnului director, domnului Iurie Țurcanu. Nevoie de 4 perechi de ochi. Stimați prieteni, stimați invitați, stimate domnule primar general, stimate domnule secretar general adjunct, dragi colegi, am ajuns la finalul acestei gale pe care am pregătit-o cu multă migală și am așteptat-o 10 ani. Vreau să profit de această ocazie și să-mi exprim sentimentele de mulțumire față de toți cei care au luat parte la acest eveniment aniversar. Apreciem foarte mult faptul că ați fost alături de noi și ne-ați susținut. Aduc sincere mulțumiri Guvernului pentru distincțiile oferite colegilor mei și sunt convins că aceste mențiuni ne vor motiva și ne vor determina și mai mult să perseverăm și să producem transformările digitale așteptate de noi toți. Îmi exprim gratitudinea și tot respectul față de instituțiile partenere pentru mesajele lor pline de căldură și de încurajare pe care ne le-au adresat astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați dat și motive, dar și posibilitatea să vă oferim astăzi aceste premii de excelență pe care nouă ne-a făcut mare plăcere să vă le conferim, iar dumneavoastră le-ați meritat cu prisosință. Colaborarea strânsă și productivă pe care am avut-o și pe care cu siguranță vom avea de acum încolo, valorează foarte mult pentru noi, pentru echipa Agenției de Guvernare Electronică, dar și pentru întregul sistem de guvernare din țara noastră și la care suntem cu toții creatori, dar totodată și beneficiari în calitate de cetățeni acestui stat. Vreau să aduc mulțumiri echipei de organizare și partenerilor noștri care au făcut posibilă desfășurarea acestei întruniri, acestui eveniment, în condiții de pandemie și vreau să vă asigur că au fost aplicate toate măsurile impuse de autorități. La final, țin să subliniez că, așa cum tehnologia este în continuă dezvoltare, la fel și procesul de creare și transformare a serviciilor publice este unul continuu,
ca un perpetuum mobile în care suntem antrenați cu toții, conștienți fiind că până la perfecțiune este o cale lungă de parcurs. Vă doresc tuturor sănătate, excelență în e-guvernare și să fiți fericiți de sărbători. Mulțumim frumos că ne-ați sprijinit și mulțumim foarte mult pentru tot aportul echipei noastre. La mulți ani! Domnule Țurcanu, vă mulțumim! Onorat public, încheiem aici prima ediție a Galei Premiilor de Excelență ale Agenției de Guvernare Electronică. Mulțumim partenerilor noștri la eveniment Digital Park, Vinăria Purcari și Media Show. Vă mulțumim dumneavoastră pentru atenție și vă urăm sărbători fericite!